Dar Iara Dionova se pare că nu suferă absolut deloc după Alex Body, bărbatul care în urmă cu 3 săptămâni își făcea numeroase planuri de viitor, având pe listă inclusiv o logodnă. Ba mai mult decât atât, de când fostul afacerist și-a oficializat noua relație, și rusoica demonstrează tuturor că inima ei a fost din nou cucerită. De ziua îndrăgostiților, Daria Radionova nu a petrecut deloc singură și nici măcar nu a avut timp să se gândească la Alex Body, asta deoarece a fost surprinsă de câteva buchete de flori foarte mari, unul mai frumos ca altul și totodată și de numeroase cadouri exclusiviste. De la 100 de trandafiri, brățări și coliere de 1000 de euro, rusoica a trecut și la alt nivel, mai exact o cină romantică, unde se pare că au fost mai multe cupluri, ea fiind unul dintre ele, bineînțeles, alături de un bărbat misterios cu care nu s-a afișat încă. Ei bine, nu doar cadourile scumpe și cina romantică au fost detaliile care le-a atras atenția fanilor, ci inclusiv postarea rusoaicei de ieri dimineață. Exact așa cum vă imaginați, fosta iubită a lui Alex Body și-a început ziua într-un mod inedit. Încă de la primele ore ale dimineții, Daria Radionova a postat un buchet de trandafiri și de această dată unul foarte mare și cu adevărat impresionant, astfel că toată lumea a afirmat că acum trăiește o nouă poveste de dragoste. Mulțumesc! Ce început de zi frumos, a scris fosta iubită a lui Alex Body pe rețelele de socializare.